Eu am venit din călătorie și mă bucur că Dumnezeu, Preasfântul, m-a sprijinit și mi-a dat un har să văd și pe frații mei iubiți de la Windsor sosiți aici. Domnul să vă binecuvinteze! M-aș vrea acum să mă ocup detalii despre frați. M-am bucurat că fratele Trif a făcut o excursiune în lucrarea apostolului Petru și s-a dus din loc în loc. Ce a făcut Dumnezeu prin Petru? Slăvit să fie Domnul! Mă bucur în același timp că Dumnezeu în luna asta a zis martie și april acum, m-a sprijinit, m-a ajutat să vizitez pe cei disprețuiți de oameni, pe țigani. Dar m-am bucurat că ei nici unul nu vrea să-i zici rom, ci țigan, că asta e nația. Și am găsit la ei oameni foarte înțelepți. La cel care am găzduit, dacă mai mi-aduc aminte, îl chema Dan, multe telefoane, într-una îi suna. Dacă îl suna unul în engleză, vorbea cu el în engleză. Dacă îl suna unul din în Argentina, de pe nu știu unde, vorbea cu el în spaniolă. Dacă îl suna un român, vorbea cu el românește. Dacă îl suna un francez, vorbea cu el în franceză. Dar nu se chinuia să vorbească, vorbea repede în toate limbile, mă. Dar era mândru că el e țigan. În schimb, ce-am mai văzut la ei, atât în Toronto, se adună destul de mulți la oaltă. În Montreal, mai mulți. În New York, mai mulți au fost. Și apoi, lângă Washington, în Virginia, de altfel, unde au ei adunare, acolo au fost chiar mulți. Și toți aceștia, așa cum sunt ei, pe din afară, îți pare că nu știu eu, dar, Doamne, ce lux mai au, ce mesă gătesc, de alea numai la rej ai mai văzut așa ceva. Au bani. Cum nu, Dumnezeu le dă bani. Când eram în țară și am fost chemat în Demăroaia să vii cu sora cu tot, trăie nevasta, eram la Sibiu. Când să vii, mă? Astăzi, după cum astăzi, Doamne iartă-mă, că e ora 10 și sunt în Sibiu. Merg la avion. Mă, eu n-am bani de avion. Dar nu te interesează, e împrumut că-ți plătim noi avionul. Să vii cu sora. Am mers. Pe ei i-au apucat așa cumva, ca o groază, că vine fratele Hozan la noi. Dar știi ce a lucrat groaza aia? Eram în casă la părinții lui Nathan. Și
La etaj era scările așa într-un singur plan, sus. Întâi ne-am adunat într-o cameră aici jos și vine nevastă-sa la Nathan și îi spune că îi trebuie ceva bani și așa. Desface un fioc așa de acolo mai sus, bagă mâna și ia așa cât o cuprins mâna, sute de dolari. Și dă la nevastă. Ei, Doamne, iartă-mă, atâția bani au țigani, m-am gândit. Dar minune, când au început ei să vie la mărturisire, doi dacă nu numai unul, a mărturisit un incident neplăcut a vieții, ca păcat. Și dintre femei câte au venit la mărturisire, numai două au mărturisit cazuri de forțare. Dar încolo, curați, mă! Ce s-a întâmplat? A venit primul sus, că ei m-au urcat sus într-o cameră aici să stai. Și apoi a venit frață. Când au venit la mărturisire, n-am știut ce fac ei. Dar de acolo de jos urca pe scări în genunchi și venea până la cameră acolo. Când soseau acolo, tremurau. O groază a Domnului, o frică ce era în ei. Măi, cum își mărturisea păcatele? Ce au avut? Ce tot? Cum își mărturisea păcatele? Mă ridicam, puneam mâna pe el și mă rugam, vorbea în alte limbi. Ieșea afară tot vorbind în alte limbi. Mai mare groază i-a apucat pe ei de jos. Și așa am continuat cam de pe la 9 dimineața până după masa pe la 3 sau 4. Într-una, o singură stăruință, dar numai tot cât e cu unul. Nathan purta grija când mă vedea că splinde apă, venea și la baie. Mă spălam, mă schimbam și înapoi. În ziua aceea a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, nu știu câți. Așa prin punerea mâinilor. Dar am proslăvit pe Dumnezeu și am zis, mă, nu deja dă Dumnezeu bani la țigani. Că scurați, măi, nu sunt... Păi mărturisea câte un român, mă, atâta... Ce să spun, că te îngrozea să mai auzi. Cum trăiau, cum umblau în desfriuri, în uri, în bătăi, în câte toate. Și cei de la București nu se fereau, Doamne, că ei sunt țigani. Stăteam în fața adunării, după adunarea, cei povesteau una alta, trecea câte un băiat, apoi altul mai... Ăsta vorbea, astea țigane. Dar câte o fată se înturna, mă, eu țigan, dar nu mă dau pe 10 români, mă, eu țigană, mă, dar nu mă dau pe 10 români, mă. Și am văzut că dacă trăiești curat, nu ți rușine de neamul tău. Dacă trăiești curat, nu ți rușine de casa ta. Dacă trăiești curat, nu-ți rușine de adunarea în care ești. Dacă trăiești curat, nu-ți rușine de Dumnezeu. Glorie Domnului Iisus! Acum, sigur că oara e târziu un pic și cuvântul Domnului care s-a citit în seara asta a fost un cuvânt așa de minunat,
din Sfânta Carte a Domnului și din ceea ce a curs prin izvorul binecuvântat pus de Dumnezeu în Sfântul Apostol Petru 4, începând cu 7. De aici ați început. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Cum spunea și Apostolul Pavel într-una din epistole, mai întâi de toate să vă rugați. Mai întâi de toate să vă rugați. Să vă rugați când vă sculați. Să vă rugați înainte de a te așeza în pat. Să te rogi înainte de a ieși în casă. Să te rogi când intri în casă. Să te rogi când te pui la masă. Să mulțumești când ți-a dat Dumnezeu sănătate și poți să mănânci. Că asta e o binecuvântare, ne spune Sfântul Cuvânt. Atât ai. Mașina aici o lași, casa aici rămâne, nimic nu-ți folosește ție, decât trudă. Tu ești slugă la toate astea. Numai să lucri și să plătești pentru ele. De-aia ta, de ești în chirie neapărat, nu plătește, scoate afară, pe cum? Tu ești numai slugă aici. Dar a mânca din munca ta e o binecuvântare că îți întreține sănătatea și omul sănătos poate sluji și Domnului. Bolnavi mulți sunt încurcați ca Timotei. Timotei avea un stomac leneș și numai un pic de mâncat ceva gras, ceva mai nu știu cum, gata, stomacul lui se opre, nu lucra, îi se umple în sânge de gaze și apoi îl durea capul și îl durea toate. Și Pavel Apostolul spune, din pricina deselor tale îmbolnăviri și ale stomacului tău, că adică de acolo provene, să nu bei numai apă așa cum a beut Iisus și cum a beut apostolii, tu să iei și câte puțin vin pentru stomac ca să lucreze. Dar dacă stomacul era bolnav și îi dai vin, îl omori. Nu se poate. El nu a avut boală de stomac decât un stomac leneș care îmbolnăvea toată ființa lui. Așa. În schimb, Timotei nu spune Pavele de când s-am folosit rețeta, așa mă simt de bine. Nu scrie că o beut. Că el era obișnuit să bea numai ce? Apă, nu altceva. Slăvit să fie Domnul Iisus. Alcoolul între sfinți n-are loc. Duhul Sfânt e la el acasă. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Vegheați în vederea rugăciunii. Domnul Iisus Hristos de multe ori a spus ucenicilor și prin ei nouă, vegheați. Și ceilalți apostoli, toți ne-au transmis, vegheați. De exemplu, în cuvântul apostolului Pavel din Roman 13, cu versetul 11 are un titlu așa de frumos acolo. Veghere
și curăție. Vegherea a fost publicată și practicată de toți sfinții. Au fost sfinți la care ne-au rămas în istorii cum au vegheat. I-am uitat numele la unul care, iarna fiind într-o cameră rece, așa s-a rugat că dimineața când s-a făcut ziua, toți păreții erau plânși din aerul care a ieșit din el într-o rugăciune înfocată de o noapte întreagă. Prin har, în viață am avut ocazia de a practica rugăciunea stând pe genunchi. În zilele astea stau și în genunchi, dar mă rog neîncetat oricum și în orice poziție aș fi, fie în picioare, fie mergând, fie culcat. Cum zice cuvântul? Rugați-vă neîncetat. Cum nu poți să stai pe genunchi neîncetat, că trebuie să faci ceva, nu? Dar poți orice ai face să te rogi până faci. Și rugându-te, îți salvezi cugetul tău atât de vicii ca mânii, ură, dispreț, vorbe de unul de altul. Dacă într-una te rogi, tu n-ai vreme de alealte. Și te păstrezi astfel curat. Domnul Iisus Hristos, chiar și în grădina Ghețimani, spunea către ucenici, rugați-vă! Cu ce scop? Să nu cădeți în ispită. Știa că vine ispita pentru ei. Dar să nu cădeți în ispită, rugați-vă! Dar ei nu puteau, erau așa de slabi. Și era două noaptea, trei noaptea, patru noaptea. Și ochii li se îngreuiase de somn, scrie Biblia. Dar vine Domnul Iisus a doua oară. Petre, un ceas n-ai putut să veghezi. Dacă stăm să ne întrebăm acum fiecare particular, în noi, pentru noi, când ai stat un ceas, noaptea, de la 1 la 2, de la 2 la 3, de la 3 la 4, să stai pe genunchi, să te rogi. Domnul Iisus Hristos a stat 3 ore și nu s-a rugat rugăciune lungă, ci scurtă. S-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Tu ai o nevoie, tu ai un necaz. Păi nu căuta să-L îndupleși pe Dumnezeu cu istorisiri de-a tale, cu ce știu eu câte. Spune-i direct necazul care-L ai. Și spune-i-l până primești răspuns, că îți dă răspuns. Dar să nu uitați, răspunsul nu va veni înainte de a mulțumi pentru toate lucrurile. Eram așa în jur de 30 de ani, aveam o problemă și cerem de la Dumnezeu rezolvarea. Și am cerut-o, ce știu eu, vreo un an jumate cât am tot cerut. Și odată mă duc la oarda de jos, că frații mă tot chemau, nu, în toate părțile, așa. Mă duc la oarda de jos
Și la ora de rugăciune, printr-o soră, Marie Drăghici, murită de mult. Bărbatule, nu mai tot cere, mulțumește de câte ți-am făcut și atunci eu ți-o împlini cererea. Băi, m-am trezit ca dintr-un somn. Eu în toate rugăciunile ceream un lucru. Dar nu a fost bine la Dumnezeu. Nu i-a plăcut rugăciunea mea. Că nu era însoțită de mulțumire. Vedeți? Și când am început să mă rog, cu mulțumire, aducându-mi aminte de câte m-a salvat Dumnezeu, de câte mi-a dat Dumnezeu și apoi de sănătatea corporală, apoi de familie, apoi și așa, tot mulțumind, în două săptămâni s-o împlini ce cerem de 2 ani. Aduceți înaintea lui Dumnezeu cererile voastre cu mulțumiri. Dar vegheați în vederea rugăciunii, că fără veghere în rugăciune, nu capeți izbândă. Sunteți martori acii când cu 4 ani sau cât au fost în urmă, 3 ani, am solicitat și biserica să mă ajute într-o rugăciune, că mă rog pentru unul care mă consideră mare vrăjmaș al lui, dar eu nu-l consider așa. În schimb, pe el îl ține un duh de ură acolo legat. Și asta a fost în 18 octombrie, de ziua când eu m-am născut. N-am simțit că s-a ascultat. La urmă am cerut bisericii, toți ne-am rugat, n-am simțit. Dar am continuat să mă rog și am continuat să mulțumesc de aia, de aia, de aia. Și la urmă mi-a dat aminte, Doamne, Tu știi de ce l-ai îngăduit și pe ăsta ca vrăjmaș. Îți mulțumesc. Tu știi ce faci. Îți mulțumesc. Când a fost aproape de 1 mai, o zi înainte sau după, aici în jurul ăsta, mă sună o soră de pe graniță cu Ucraina. Vai, bine îmi pare că ți-am găsit numărul. Bine, dragă, dar ce-i năcazul, ce? Frate, să-mi trimis și mie 30 de dolari. Mai lasă-mă în pace. Apoi, cât sună la mine, numai tot 30 de dolari să ceară, ar trebui să curgă pe scoc, cu apa de pe coperiș. Dar de ce? Ce? Așa bine, să știu și eu că am primit ceva, că mie nu mi-a dat nimeni nimic. Mai soră, eu nu te cunosc, eu nu știu, vorbești drept, minți, ce, nu știu ce. Eu nu te mint. Gura mea vorbește, așa vorbește Domnul, eu-s proroc. Hai de mine, Doamne, păi n-am auzit niciodată așa o laudă de sine. Dar putem încerca. Da, bine, eu mă rog aici, tu să te rogi acolo. Și să vedem. Am așteptat să aud vorbind în limbi, am așteptat să aud că prorocește, că zice ceva, mă, numai să ruga, așa simplu. Poate a durat un sfert de oră. M-am sculat. Amin. Zice și amin. No, soră, ce zici dacă ești proroc, ți-a spus Domnul ceva? Da? Mi-a spus. Păi ce ți-a spus? Domnul mi-a spus că tu te rogi pentru un vrăjmaș a tău să fie mântuit. Și Domnul Iisus a zis că îi place rugăciunea asta, să continui să te rogi așa. Dragul meu,
Dacă nu ești în stare să te rogi pentru vrăjmaș, tu nu seamăni cu Iisus. La Iisus au fost vrăjmași toți iudeii și toată lumea și eu am fost vrăjmașul lui. Eram destul de tânăr când credeam să am o armă, i-aș pușca pe toți pocăiță. Eram ficiorelnic și întâlneam două surori pocăite, surori și de corp. Era cele mai frumoase din sat și cele mai cuminți. Alea dacă, ce mai dacă era cât de acei colo pe drum, ele te saluta și dacă era copil și dacă era bătrân, dar tu n-apucai să zici că tăiale, cum se zice pe vremea la noi, laude să Iisus. Ea te saluta de la distanță. Dar ea le saluta, eu nu răspundem, că le consideram că alea spocăite și spurcate. Dar ce minunat, mă, că Dumnezeu nu mi-a ținut în cont toate aceste stricăciuni a minții mele și alte lucruri. Nici nu mi le-a imputat. El nu m-a motemat la el și nu m-a iertat și nu mi-a spus nimic de așa ceva. Dar prin asta el mă obligă pe mine ca și eu să nu ții pe nimeni mânie, ca să seamăn cu el. Dacă nu seamăn cu el, poți să fii de unul singur? Nu poți. Ori încolo, ori încolo. Ori cu un stăpân, ori cu celălalt. În lumea asta de unul singur nu rămâi. Dacă te umple iubirea, rugăciunea, mulțumirea, își întinde Iisus slăvita mână și te scoate din nevoi, din năcazuri și te binecuvintează. Dacă invers, atunci un duh te ia în primire. Și lucru care îl face un duh când te ia în primire, îți întunecă mintea. Ne scrie în Efeseni capitolul 4. Nu? De aceea, vegheați! Vegheați în vederea rugăciunii. Și rugați-vă! Dar rugăciunea celui care nu trăiește după cuvânt, ci urăște sau blastămă sau dorește rău cuiva, moartea cuiva sau ce știu ce alte lucruri, rugăciunea aceea înaintea lui Iisus trece drept un ce? Păcat. Sau poate chiar un blestem. Că tu zici în Tatăl nostru și dorești în fiecare moment pentru tine ca să fii iertat, dorești în fiecare moment pentru tine să fii împreună cu Sfință. Dorești în fiecare moment, Doamne, când eu voi sfârși calea pe pământ, să ajung în rai. Dar în schimb, tu nu poți ajunge acolo pentru că tu te bleastem rugându-te la Dumnezeu. Și cum te bleastem? Și ne iartă nouă precum iertăm și noi greșiților noștri. Ești în stare să ierți? Te iartă Dumnezeu. Așa a zis Iisus în Matei, nu? Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru care este în ceruri va ierta greșelile voastre. Și dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în cer
nu vă va ierta greșelile voastre. De aceea, vegheați în vederea rugăciunii. Dar rugăciunea să fie corectă, umblarea corectă, gândul corect și supuși lui Dumnezeu în toate spre gloria lui Iisus Hristos, care a avut atâta dragoste că a părăsit slava cerească, corurile de îngeri, a părăsit acolo El, cel mai mare dintre arhangeli și dintre serafimi, El căpetenia oștirii cerești, El împăratul tuturor puterilor, care are un nume mai presus de orice nume s-ar putea pomeni pe pământ sau în cer, mai presus. Și stă la dreapta măririi și de acolo a coborât la noi, la vrăjmași, să ne ierte și mai mult greșurile, păcatele, fără de legile noastre, le-a luat asupra Lui și astfel a murit ca noi să avem viață. Viața veșnică stă în aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos, unicul tău Fiu. De ce să-L cunoști? Ca să-L imiți. Dacă ai un profesor bun într-un liceu, în facultate, tu când termini, devii profesor ca ăla bun. Slăvit să fie Domnul! Dacă ai o întâmplare bun și tu ești ucenic, după 3 ani de zile, modelul lui Iisus cu ucenicii, tu devii un tâmplar bun. Dacă ai un sfătuitor bun, biblic, și te ții aproape de el în 3 ani de zile, tu vei deveni predicator ca ăla, păstor ca ăla, sau proroc ca ăla, sau ce va fi el. Numai țineți-vă de sfinți, că aceasta e toată plăcerea mea, o zis David. Sfinți din țară sunt toată plăcerea mea. Vegheați! Amin!